Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă cu Giulia. Ați văzut în ce hal făcea? Eu nu am înțeles discernământul ei și de fapt ce vroia să spună. A spus că atunci când Maria s-a certat cu Irina, a venit și a discutat cu Simona, cu Sabrina și cu ea. Și că în ziua de ieri, adică ieri, da? Nu am mai stat cu ele, n-am mai venit să stea cu ele. Ieri a trebuit să vorbească și cu Irina Maria și au fost și ușile deschise. Când ar fi putut să stea și să interacționeze cu ele? Ieri, după ce s-au închis ușile sau când? Că nu am înțeles raționamentul ei. Iar după capricii a făcut un scandal monstru și a reproșat tot felul de lucruri Mariei. Sincer, nu am înțeles. Și de unde până unde? Adică, Doamne, iartă-mă! Deci fetița asta e penibilă rău de tot. Aș vrea să-mi spuneți și mie în comentarii de unde credeți că s-a iscat scandalul acesta și de fapt care-i treaba și despre ce vorbim, că eu nu mai înțeleg nimic.